7 lei aveam mare, 3 lei mic și 4 lei. E 300 grade. Mare, mic, se invalid gradul 1. Am traumă la coloana vertebrală din 2003. Lucram șofer pe tir în București, în vamă, în căzut și după aceea m-a operat, ea că din 2003 eu sunt cărușor. Okay. E reșit. E reșit, bun. Viața s-a schimbat cardinal. Am avut soții, am copii, 3 copii. În 2006 soția m-a lepădat. Eu înțeleg că e greu, era cu mine așa traumă. Și de atunci eu trăiesc. În 2006 eu ne-am deschis afacerea asta, singur eu. Cum spune rusul, Nazlov, se uragam. Ca să trăiesc la știu de la toți. Și e ca activiez. Unde vine, unde eu mă chinui, fac. În orice caz, până în ziua de azi, n-am lăsit să mă supă. M-am învățat cu lumea unde, care înțeleg, ies între înainte, mă ajută, care nu înțeleg, eu mă rog pentru dânsul la Domnul. Eu sunt așa, optimist. Când e omul sănătos, el nu trage atenție la cei care sunt cărușoare, care sunt cu nevoi. Dar când ajungem la o situație asta, multe ori îi vedem întrebarea, că eu am umblat toată Rusia, jumătate de Europa, am călătorit cu la tieră. Și vedem oameni, că mă apropiem uneori și nu știm ce să faci, vedem un leu și parcă îmi spărie că nu știu cum era rușine. Cum eu înțeleg, acum, mergi, dai să intri într-o alimentară, oriundeva și nu poți să stai afară și eroși, vă rog. Puneți să ne dei un kil de zahăr, două pâini sau așa. Dar lasă să stea și voi cum stați în rând. Acasă tare te obișnuiești. Țineți, vă rog, lanțul ăsta în sus. Aha, eu să iasă. Aha. E că aici, vedeți, pantosul MOL Telecom, aici am intrat, când i-am luat telefon. Acum, drept că construiești trotuarul, dar aici cu doi oameni te împinge, te ridic. La muzeu noi nu avem și căuta, că noi nu suntem de muzeu. Muzeul la doilea etaj. Noi nu trebuie pantosuri. Noi nu trebuie pantosuri. La casa de cultură să întrebăm, la un concert să vizităm ceva. E ca schimbă alegerii când vin cu agitația la casa de cultură, să poți să intru și acolo, să poți să... Votez și eu pentru cineva. Ia ca aici, vedeți cum a făcut? E bine, problem minus. Dar iau-te aici, nu uitați-vă. Nu, ăsta nu-i pantos, ăsta nu mai e... Pantos este, este, ușa încoaz deschide, ușa îngustă și ploșat ca îngustă. Pantosul din față trebuie să-l facă din față să poți să intre, dar nu așa. Asta spuneți. Vreați apă? Duceți în fântână și luați. E ca așa și aici. Vreau să treci, duci, frate, la ZAC. E că vreau, poate să mă mări, să mă însor. Azi mă dau la ZAC, trebuie să iau grupa de hamali să mă rădeșe. Când am făcut documente de deces al mama. Când am stat afară, este pantos, s-a făcut. Mii de lei au trecut, un pantos toșonat. La ușele, jumătate de metru, praguri, niște capcane acolo. Ia ca așa, și vă doi oameni să mă trag. Asta aici e roata. Asta unde e? E nici pe lățime nu vine. Dar pragul, dar chiar să fac pantul, uite ușa cât e de. N-am, cum să mă sui? Chiar care zile, sar ghine așa. Ia că rai să biasă. Ia că casa de cultură la noi. Poți să mă ridic eu așa, n-a să strah, e risc. Asta că eu mă ridic, altul nu se ridică. Acum mi s-a ridicat tensiunea. Eu făcut, e normal așa. Ușele deschid aici, au e lată ușa. Aici intră liber. E bun așa, minunat. Sergei Ivanovici, bună ziua! Dacă în ăsta eu v-am prins. Vorbim de psihologie, de mentalitate, vorbesc de chiar și cei care erau, undeva spuneam că nu sunt, nu avem, cum nu avem
pândăună n-am avut violență în familie, așa nu erau și persoane cu dizabilități. Era un lucru, nu știu cum, nici recunoscut, nici conștientizat, că lumea nu conștientiza. Plus la asta avem clădiri încă de pe timpul sovieticilor, acestea care sunt astăzi construite și merg prin proiect bine amenajate, ele nu neapărat merg toate cu rampe și cât de cât să faci accesibilitatea. O? Domnișoara, vă rog frumos, am nevoie de niște... Rotanina? Nu, normal. Și să îndați, îndați de astea de matagen de șala, care cu bâșe croc, și vitamina C. Ce? Deci e ca tablete. Hematogenul e 9 lei. 9 lei, da? Da. Și dați-ne un lista bint. Bint. Și steril, un pachet. Steril? Da. Și gata. Mic sau mare? Mare. Și gata. 23 de lei și 32 de bănuțe. 23, da? Da. 23. Lăsați bănuțul, mai trebuie. Da, vă dau. Nu trebuie, lăsați, că ăsta e bun. Să vă ajut cu borustișia că au pus așa la drept. Apoi că și de-o pus-o, lasă-o multe, oare... Da, bă, dau înapoi, nu-i nică strașit. Da. Ai pus-o aici, drept în asta, nici nu s-a uitat. E, gata, lăsați, domnișoară, lăsați, gata, mulțumesc. Mulțumesc! E o problemă bugetară, cred că, sau financiară, pentru că atunci când nu reușești să dezvolți afaceri la nivelul care este, și să nu uităm că suntem și într-o localitate cu o populație relativ mică, cu toate că suntem centru raional, în localitățile rurale este și mai dificil pentru un agent economic local să amplaseze astfel de rampe. Dar, repet, sunt câțiva agenți economici locali și cred că trebuie să fie un exemplu pentru toți. De amiendă încă n-am văzut și n-am auzit cineva să fie, încă nu, eu nu cunosc dacă este actul normativ care îl impune pe deținătorul de la, mă rog, care este la magazin sau primarul sau alte clădiri administrative, dar face maximul posibil ca să schimbe. Un prim exemplu este chiar săptămâna trecută, clădirea Consiliului Raional, a dat exploatare, s-au schimbat, au făcut o modificare, puteți să o vedeți astăzi, unde s-au făcut o accesibilitate. Nu, eu deodată le văd pe ochi. Și vedeți că gine că roțele așa, dar dacă așa putem schimbi pici bardiura așa, încă pici capul a schis. Nu, asta e periculos, eu nu mă vâr la așa ceva. Să-i vă rog, Cristiocul, acolo se poate să... Acolo este din nuntru, din... Dor, tână, deschide-te, rog, el nu poate. Ia ca așa, de jos tot. Ia ca așa. Panta respectivă pe care o avem în spatele nostru, adică este o pantă corectă. Unghiul trebuie să fie de 8-10 grade la 1 metru lungime. Lățimea pantei trebuie să fie de 90 cm și numai decât trebuie să fie cu balustradă. Dar nu balustradă, adică numai prin părți să aibă bară, dar trebuie și la mijloc, adică unde scaunul rulant are acele mâniere, trebuie să aibă și acolo, Iana, încă o balustradă, numai că o leacă mai mică, așa, Iana, ca o țavă, ca persoana cu dizabilități e să poată să urci singurică, să nu aibă nevoie de suport și de ajutor. Eu aș spune care construiesc să vii să uite cam cum poate să accepte să facă un pantos corect, ca să poată să treacă, să suie, să urce, să coboare fără frică. Nu, că nu numai aia. Invalizi, oare, cu persoane cu dizabilități, dar sunt și mai mici copii se ridică tot, stau afară, nu poate. Dar toalete la noi, care în pampersuri, care avem pe după colțuri, pe după garduri, pentru că la noi aici e orășelul Mitel. Așa, locuri publice, poate și sunt toaleturi, dar eu
nu pot să intru acolo, nu le văd. Noi nu ne punem cu Europa, nu ne punem cu altă lume. Ca să facă nume pentru 2-3 invalizi, spune, dar și trebuie localicul ăsta. Așa ne-a spus la bancă. Am cerut credit, ne-a acceptat creditul și când am dat să prânesc creditul, am întrebat pe o persoană, spuneți-mi că eu stau afară, nu pot să intru noi pe să-mi scoată banii afară să prins credit. Dar și mai de la invalizul ăsta, calicul ăsta, credit, cine îi mai dă credit? Au leacă, n-aș putea plăi de acolo. Noi nu vrem să fim ajutați de cineva. Noi vrem să dobândim singuri, cu mâna noastră, și singuri să ne ducem, să ne facem treburile importante pe care noi le avem. De aceea nu se vie cineva din urmă un pachetel cu pâine să ne-l aducă acasă sau să ne plătească facturile. Persoanele cu dizabilități au o nevoie specială și ele trebuie numai decât să fie luate în calcul ca persoane cu, nu numai cu dizabilități, dar să fie persoane cu șanse egale în societate. Acolo fără 4 oameni și niște buni, nu te urși. E frumos acolo, da? Mă duc eu.